Femeia în vârstă de 25 de ani și cu o sarcină neajunsă încă la termen s-a internat de urgență seara trecută. Avea contracții puternice, iar în această dimineață, în jurul orei 4, a adus pe lume două fetițe. Nașterea lor avea să fie însă o mare surpriză pentru medici, pentru că cele două fetițe erau unite între ele, în zona sternului, a toracelui și a abdomenului. Intrase în travaliu când s-a prezentat și a fost o operație de urgență. Noi am făcut niște investigații preliminare, adică am făcut o ecografie, la care parcă au inimile separate, dar ecografic cel puțin pare că ar avea un singur ficat. Sunt dependenți de ventilația mecanică, deci nu respiră singuri, fiind și foarte mici, sunt intubați și momentan sunt stabil, să zicem, hemodinamic. După naștere, atât fetițele cât și mama au fost duse pe secția de terapie intensivă. Din fericire, femeia se simte bine și va fi dusă pe salon. Acasă mai are încă 5 copii. Este vorba despre o doamnă de 24 de ani din Valul lui Traian, care s-a prezentat în cursul nopții la Spitalul Județean Constanța. A avut o indicație pentru operația cezariană, a fost o prezentație transversă. Am suspicionat ceva neregulă și în timpul ecografiei, dar în momentul operației am constatat că erau doi siamezi. Pacienta este bine, a evoluat foarte bine până în momentul de față. Pacienta nu prea înțelege exact ce... nu prea a înțeles exact. I s-a explicat. Urmează să vadă. Sarcina aia a fost urmărită? Nu, este o pacientă neurmărită. Este din Valul lui Traian, neurmărită, neinvestigată, neluată în evidență nici la medicul de familie. Specialiștii sunt însă destul de sceptici în ceea ce privește evoluția siamezelor. Statistica nu este una care să le dea speranțe. Un astfel de caz se întâmplă odată la 200 de mii, iar în lume există doar 250 de cazuri operate și separate cu succes. În cele mai multe situații, copiii au murit până la împlinirea vârstei de un an. Este o anomalie dintr-un singur ovul. Ou fecundat, rezultă doi gemeni, care acești doi gemeni, în mod normal, în procesul de evoluție, se separă. Această separare poate să nu fie completă în momentul când cei doi embrioni rămân alipiți pe o anumită parte a lor. De aici încolo, de altfel se va ocupa serviciul de neonatologie, de aici încolo este, în primul rând, o investigație ce este comun la cei doi gemeni, adică dacă ficatul, tractul biliar, astele digestive, inima. Și următoarea etapă este consultul de chirurgie pentru a vedea în ce măsură ei pot fi separați. Chiar și dacă mama ar fi fost monitorizată pe perioada sarcinii, lucru care de altfel nu s-a întâmplat, o eventuală intervenție intrauterină pentru separare ar fi fost exclusă. Nu există, cel puțin la noi și nici în cunoștința mea, o posibilitate de a separa in utero. În cazul în care s-ar ști despre un asemenea caz, ar fi protecție pentru a nu naște prematur. Orice sarcină gemelară are aproape 60-70% risc de naștere prematură. Fetițele sunt intubate și ventilate mecanic, chiar medicii spun că împart același ficat. În perioada următoare, atât femeia cât și cele două micuțe vor fi monitorizate, iar când starea de sănătate va permite, vor fi operate pentru separare.